Fețele de revoluție și o să vă arăt trei metode de a le desena, da? Metoda prin extrudare, da? Metoda care urmărește modelul tehnologic de fabricație, adică prin cut, și metoda prin revoluție, da? De atunci, cum începem? Nu cu un sketch. Mă o să fac un arbore simplu cu trei diferențe de înălțime. Da, ne alegem un plan întotdeauna, da? Și pentru că este o suprafață de revoluție, da, ne interesează să facem un cerc. Da? Îl fixăm întotdeauna în origine, da? Îi definim o rază, hai să zicem de 100, ca să putem să... Da? YZ. Da, nu contează, poți să faci în ce plan vrei, că nu e... Da? Am terminat cercul, simplu, ieșim. Da? Dăm extrud sau pet, comanda din Katia. Ne ducem pe 90. Dăm preview. Da? Ok. Am făcut primul segment din arbore. Da? Raza de 100. 90. 100 cu 90. Nu trebuie să faceți exact cotele care vreau. Acum nu mă interesează cotele, da? O să vă dau după aceea un desen de execuție unde ne interesează cotele. Momentan ne interesează comenzile, da? Și procesul, algoritmul de realizare, da? După care o să aleg o față, da? Îi dau din nou comanda sketch. Da? O încadrez. Da? Și din nou îi dau cerc. Tot în centru. Da? Dai desenul, nu-i dau în centru. Uite, de data asta iau altfel. Hai să folosim o constrângere geometrică. Fac un cerc în afară, da? Îl fac o rază, dacă l-a fost de 100, ăsta îi fac o rază de 80, da? Fac mai mic. Și acum, o să-i zic cercul ăsta și cu cercul ăsta, da? Ne ducem la constrângeri geometrice. Vreau să fie concentrice. Concentricitate. Cut. Da? Și acum e verde. Da? Îi dau iar. Las tot de 90. Îi dau. Da? Selectez iară față început. Da? Îi dau iar sketch. E același procedeu. Repet acum de câte ori am nevoie. Da? Aici, uite, de la asta geometric o să alegi. Mai fac o dată. Dau iar cerc. Da? Îl fac chiar în afară. Numai că acum o să fac raza de 60, mai mic, da? Selectez cercul ăsta cu controlul apăsat, da? Deci, uite-te, selectez cercul, da? Cu controlul apăsat selectez și marginea. Mă duc la constrângeri geometrice, da? Și dau concentricitate. Ok. S-a înverzit. Am lăsat aceeași distanță de 90, am extrudat. Extrudez din nou cu 90, da?
capăt de tot, acum ultimul capăt, dar e același algoritm. Am făcut același lucru de fiecare dată, da? Îi dau iară... Nu-i dau pad, scuze. Îi dau iară sketch. Da? Dăm iară sketch. Am selectat din nou fața. Îi dăm să se centreze. Da? Al treilea cerc are cu 10 mai puțin. 50. E, uite, dar acum nu o să mai pun cerc. Da? O să pun un dreptunghi. Da? Centra. Cu centru tot în... Da? Și o să-l fac un pătrat. Da? Ce trebuie să definim la pătrat? Păi trebuie să definim cotele, nu? Că îl facem pătrat. Puteam să fac cu constrângere geometrică să zic că sunt egale, dar pot să-i fac așa, cota asta, după care cota asta, da? Tot de 50 l-am făcut pătrat. Da? Și ieși din cer. Da? Îi dau pad și data asta îl fac de 200. Hai să-l fac tot de 90 ca să rămânem consistenți. Da? Dar întâi trebuie să selectez sketch-ul. Da? Selectăm sketch 4, după care îi dăm pad de 90, hai să punem de 120, de data asta să fie mai lung, preview, da? Da, și în momentul ăsta am făcut un arbore cu mai multe trepte, da? Foarte simplu, un capăt cu un pătrat, da? E, dacă vreau să-i fac aici în lateral un canal de pană. Pe lateral, aici. Păi da, dar pocket, dar pot să fac pocket pe suprafață? Mă duc și introduc un element de referință. Fiți atenți acum. Da, introduc un plan. Da. Aici, la comanda asta, plan de referință, da. Și mă întreabă, față de cine să iau planul? Față de ZX, da? Și un offset? Ăsta cât era? Primul l-am făcut de 100, nu? Al doilea de 80, parcă, nu raza. Hai să vedem de cât e. R80, da? Da, 80. Da, deci de 80. Deci dăm la cine? ZX. Dacă vreau să pun în lateral, da? Offset from plan sau pot să-l pun offset față de ZX. Cu 80. Da? Mi l-a pus acolo. Da? Acum pot să selectez planul ăsta nou. Da? Și pe acest
încercam să-i dau un catch. Da? Acum vreau să fac un canal de pană. Și cum e canalul de pană? Da, elongated hole. Mă duc când selectez linia orizontală. Ok. Acum, ăsta este pus pe orizontală, trebuie doar să-i dăm niște cote. Da? Păi ce ne interesează? Ne interesează să vină centrul ăsta față de margine, da? E de 10. Nu, hai să lăsăm 15. Da? Și să-i dăm aici cota, nu de 12, ci de 10. Da? Să-l facem un pic mai mic. Da? Și distanța dintre punctul ăsta și punctul ăsta, da, să fie de 40. Da? Nu-mi place, hai să dăm mai mult aici, să dăm un 25. Da, l-am dus mai în centru. Vezi din sketch? Da? Acum am un sketch atașat normal pe suprafața asta, îi dau pocket, da, selectez o adâncime de 40, că de obicei cam atâta e, da, pana, sau de 20. Da. Și am făcut un can de pană. Aici, la... uite ăsta, da? Deci e elementele de referință. Le găsești... reference element. Da? Da. Acum cum facem? Start. Ca să-i facem desenul de execuție, nu? Simplu. Nu ne axăm încă pe draft. Astăzi doar îl facem așa în general cât să-l vedem, dar o să facem un curs special de draft. Da? Assembly... drafting. Da, îi dăm toate vederile. Ok. O să facem și ăsta de draft, unde modificăm totul. Da, momentan vă arăt așa, pe rapid. Da. Și mi-a generat toate cele 6 vederi, cu o izometrică. Da, asta este prima metodă, da? Metoda extrudării. Da? Și ce mi-ar trebui? Mi-ar mai trebui o secțiune, nu? Prin ăsta selectez vederea. Da? Prin care vreau să fac secțiunea. Insert, View, Section, Offset Section. Am grijă să mă duc de la jumate. Da? Unde vreau să o fac? Aici, în jos. Și mi-a făcut și o secțiune, da? Da? Văd canalul de pană, da?
La fel putem să dăm o gaură prin el, da? Ok, haideți să-l salvăm. O să-i zicem arbore 001, apply pattern. Da, am salvat și draftul și desenul, da, ok. Ok, start. Mechanical design, sketcher, da, mă duc și fac un nou par 2, să zicem arbore 002. Da. Hai să vedem a doua metodă tehnologică. Asta ce zice? Leg de la un semifabricat, nu? După care prelucrez treptat, treptat. Și care e semifabricatul din care fac un cilindru? Un cilindru, o bară, da? Deselectăm planul. YZ, ăsta îmi place mie planul ăsta, YZ. De ce? Că vine tot către mine când construiesc, da? Din nou, facem semifabricatul. Da. De 100. Și selectăm cu ăsta și cu cel cu ăsta. Da. Ieșim. Și le extrudăm dintr-o dată de 500. Da? De data asta nu facem un extrud de cât era suprafața, îi dăm un extrud de 700. Hai să vedem, preview. Da? Ok. Acum, selectăm suprafața exterioară. Dăm sketch. M-ați văzut de ce am ales planul ăsta? Îi dau față, ne arată din față, da? Facem cercul ca și până acum, da? Poziționat în centru. Cu diametru de 160, da, adică baza de 80. Da? Ieșim. Da? Vedem dacă ne lasă. Cut. Reverse side. Da, mă duc în exterior. Mă duc de 700, mă duc cu 500. Da, da? Și acum am mers în sensul tehnologic, că de fapt așa e, plec de la un semifabricat și decupez. Da? Selectez iar. Sketch. Cerc. În centru.
Da, dacă ăla era de 100, așa, asta îl facem de 120. Da. Din sketch. Îi dau din nou cut. Inversez din nou direcția, nu, partea, da? Mă duc în exterior. Mă duc cu 300. Da? Pac. Da. A doua metodă. Da? Și dacă am o gaură prin arbore, da, prin domnul arbore, cum fac? Selectez planul și pun un hol. Da. Dau sketch la hol, da? Ca să văd unde e poziționată. Și o să-i zic că ăsta cu cercul de aici, din punct de vedere geometric, trebuie să fie, dar n-am selectat decât cu ăsta, n-am, trebuie să fie tot fix în dă. Da, mi l-a fixat exact în centru. Trebuie să selectăm. Asta se mută. Dar o pot muta. Hai să o să iau. Concentricitate, da? Și acum e fixat exact în centru, da? Ies din sketcherul de la gaură, da? Și acum definez gaura. Păi, adâncimea e blind? Nu e, up to last, da? Asta înseamnă că se duce până în capăt, da? După care, diametru o să-l fac de 30, da? Da? Ia, dacă îi dau offset de 10, sunt 0. Okay. Tipul găului e simplu, dar eu vreau să-i dau un tank. Da, adică are o gaură și eu vreau să fie și filetată, da? Vreau să fie metric. Da? Ok. Da? În momentul ăsta mi-a făcut o gaură prin tot arborele cu filet. Da? Ne ducem din nou, facem draftul. De data asta aleg numai vederea din față, din stânga și de sus. Da? Nu mai vreau să le aleg pe toate. Din nou, pentru că e gaură, trebuie să-i fac o secțiune. Da? Și pot să aleg oriunde vreau să fac secțiunea, pot să o fac aici, pot să o fac aici. Dar pentru că asta este vederea selectată, o să o fac în sus, da? Vedem că nu se vede filetul, da? Trebuie să intrăm în options. Da? Și aici
putem să vedem. Putem să vedem, să vedem filetul, da? Axe, liniile ascunse, linia de centru, da? Ok. Și acum o să regenereze. Da? Și acum dacă ne ducem aici în capăt, putem vedea și filetul, da? Poftim? Nu la gaură, la ultima opțiune, tipul de gaură. Mai că-ți mai arăt o dată. Da, la thread definition. La drafting? Păi întâi am generat secțiune. Da? După care am selectat secțiunea, am dat dublu click pe ea să o fac activă. Și pe aia dai click dreapta properties. Da? Deci după ce ai selectat-o, dai click dreapta și te duci la proprietăți și aici te întreabă ce vrei să arăți. Da? Nu, no, am blocat. Da, și acum a treia metodă este folosind comanda evolve. Da? Dacă până acum am desenat, să zicem, în plan frontal, da, și am mers ori cu extrude, ori cu cut, da? Acum a treia metodă, mine ce-mi pornește Katia din nou, este să facem un revolve. Asta ce înseamnă? Că trebuie să facem o secțiune transversală prin arbore, da, și să desenăm acea secțiune. Laptop din ăsta de gaming foarte bun și merge. Da. Celălalt care e mai bun
Nu înregistrează bine sunetul. Și atunci... Da, deci mi s-a recunoscut. La fel de repede merge și la voi? Închid un pic ca să mă eliberez din memorie, da? Da? Și din nou, mechanical design și acum o să merg mai încet ca să faceți și voi cu mine. Că astea au fost mai ușoare, asta este un pic mai complicat. Arbore, metoda 3, da? De data asta, în schimb, o să aleg planul ZX. De ce? Pentru că vreau când termin arborele să fie tot cu fața către mine, da? Și apoi o să aleg planul ZX, da? Și în momentul ăsta îmi pornește Sketcher, da? Acum, dacă arborele meu este plin, da? Știți cum e? Trebuie să desenez secțiunea pe jumate plecându-mi din origine. Dacă în arbore am o gaură, da, să zicem că facem o flanșă mai complicată, atunci nu voi desena din origine, dar indiferent că voi pleca sau nu din origine, întâi trebuie să-mi desenez, da, o linie de axă, da, cu comanda axis, da, plecând din centru, în stânga sau în dreapta, unde vreți voi. Deci mi-am desenat o linie de axă, da? Și acum iau polilinia și voi desena conturul secțiunii arborelui, da? Eu o să vreau așa, să fie drept pe interior, să aibă așa, să meargă așa, să aibă o creștere așa, da? Poate vreau și o racordare aici, dar o fac după aia, să vină drept. Asta e partea de interior. După care mă duc în sus, da, vine drept, coboară și aici așa un pic înclinat, merge drept, coboară în jos, fac o degajare, urc în sus, vin în față, mă mai duc. Nu cobor în jos iarăși, un pic. Da, puteți să faceți ce formă vreți, da? Nu este... Da? Cobor în jos. Este numai în scop didactic ce facem acum, da? Deci nu este o piesă reală, da? Și am desenat un profil de o piesă de revoluție. Da? Observăm că nu este verde decât în zona asta. Deci ca să învețim ce trebuie să facem, să punem niște cote, nu? Hai să facem pe asta de 130. Dar nu trebuie să puneți cotele perfecte. Dar nu e o piesă finală. E doar scop didactic. Dacă mă duc la un moment dat cu polilinia așa. Și renov linia,
Dacă pornești... Da, și l-ai închis, l-ai finalizat. Ai grijă când pornești din nou cu polyline-ul să selectezi punctul celălalt. Dacă nu, pui un pic mai departe și selectezi cele două puncte și le dai coincidente. Și atunci ai sigură că îl închide. Deci pleci un pic mai departe, lași un pic de spațiu, selectezi capătul de unde ai terminat cu un nou capăt și dai coincidență. Spune! Spune! Nu, ceva nu e în regulă dacă ți-e și galben. Păi stai să fac și eu aici, o să vedem. De ce? Dar tu nu ai setat cotele. Păi de ce nu le-ai setat? Nu ai vrut. Da, am înțeles. Nu ai vrut. Stai să pun și eu cotele, să-mi fac niște cote aici. Deci trebuie să vă cotați, da? Ok. Ia să vedem ce nu-i mai place asta. Ah, îl da pe tot. Ok, deci trebuie să mai dau distanță de aici până aici, da? Asta să zic că este de 20. Ok. S-a înverzit acum, da? Deci am înverzit desen. Da? O să ies. Da? Și acum sketch-ul meu arată așa. Da? Dacă nu îi fac acea axă, nu o să pot să folosesc comanda de revolve. Da? Selectez sketch-ul și avem comanda shaft, care este revolve-ul din AutoCAD. Da? Și pot să-l fac pe 360 de grade sau pe 240. Dacă îi dau pe 240, da, îmi face ceva de gen. Da? L-am făcut și tăiat. Da? Da? Deci pentru mai complex, da? Dacă am fi folosit oricare dintre primele metode, ne-ar fi luat o veșnicie. Da? Pentru un abord din ăsta mai complex, numai că trebuie să știm secțiunea. Da. Efectiv, comanda revolve. Păi comanda shaft. Nu? Există și revolve.
Eu nu am. La mine nu e, eu am numai șaft. Hai să vedem. Vedem aici. Multipad, draft. Eu am găsit o listă de comenzi. Ah. Același lucru, revolve-ul cu șaftul, da? Hai să-l facem de 360. Da? 360, da? Da? Ok. Merge cu tick profile. Merge. Ok. Da? Asta este piesa noastră, da? Hai să o vedem din toate direcțiile, da? Hmm? Și hai să mai facem ceva. Ne ducem din nou pe vederea din față, că am zis că de asta mi-am ales pe vederea din față. Și selectez fața asta, da? Îi pun o gaură. Da? Ați vedeți ce fac acum? Da? Mă duc cu sketch. Da? Am să zic că ăsta, cu planul ăsta, da? Sunt coincidente, da? Adică el este fixat pe planul ăsta. Și o să-i mai dau o distanță de aici. Nu. Opa. Să-i dau o distanță de la ăsta până la margine, da? O să zic să fie de 20, da? Ok. Ieșim din sketch-ul de hall, da? O să mă întorc așa. Nu vreau să fie blind, vreau să fie up to next, da, adică numai prin primul feature, da? Și să fie de 30, să vedem. Nu. Up to surface și selectez către care suprafață. Limit. Asta să fie suprafața de aici. Hai mă. Da? Deci numai până aici să fie. Da? Preview. Da? Acum mi-a lăsat-o numai aici. Da, îi dau OK. Da? Îi dau să o văd din față, da? Gaura. Dar îi zic totuși 7, nu. Vreau să editez. Vreau să se ducă până în suprafața următoare. E prea mare. Hai să edităm un pic, că s-a dus. Mi-a luat un pic din curbură. Hai să o ridic mai sus gaura. Și să o fac mai mică cu 5. Da, o ridic mai sus cu 15. Da, asta este partea frumoasă în CATIA și în SolidWorks și în astea parametrizate. E că după ce am făcut desenul, da, pot să mă duc și să-l mai modific. Da? Adică nu este, dacă mi-am dat seama că un feature, da, cum am văzut acum, că mi-a intrat gaura și mi-a mâncat prea mult din piesă, da? Mă uit, acum iar dau în față. Da? Văd că încă mi-a mai luat un pic, da? Încă nu e perfect, da? Da, trebuie să o mai fac mai mică un pic. Mă duc chiar pe ea.
Deci nu de 25, haideți să mai fac de 20 gaura, da? Preview. Acum ar trebui să fie perfectă, zic eu. Da, e ok. Da? E, acum mă duc la pattern și dau pattern circular, da? Dai zic câte? 6. Da, automat și ea s-o pună, da? Și față de cine? Față de ăsta. Da? Așa. Coroană completă. Da, ok. Și în momentul ăsta mi-a introdus, da, găuri în piesă, da? Ce ziceți? Haideți să mai facem ceva. Uite, selectez suprafața asta, îi dau sketch. Da? Hai să facem un prea mare. Da, îi dau o dimensiune. Nu, înainte să-i dau o dimensiune, să-i zic așa, că ăsta, ăsta și cu ăsta, da, sunt simetrice, da, adică îl fac simetric față de planul ăsta, adică stânga, dreapta sunt egale. Acum pot să-i dau o dimensiune, da. Îmi zic de 25, da? Și o înălțime o să dau mai mare de atâta. Nu, nu vrea atâta, lăsăm așa. Îl supracotăm acum. În schimb o să-i dăm o dimensiune de aia până în punctul ăsta. Da? Să zic să fie la 15. Ok, da? Yes. Da? Mi-a făcut sketch-ul, da? În partea asta îi dau cut, da? Up to next. Nu vreau. Up to plane. Ia să vedem dacă mă lasă să selectez planul ăsta de aici. Nu mă lasă. Atunci ok, trebuie să fac altceva. Să vin să fac un plan de referință, da, plan offset cine? Deci planul ăsta, îl selectez, îi fac o referință,
Da? Offset. Hai să vedem, 120, preview, reverse direction. Preview. 135, preview. Cam așa mă interesează, da? Cam asta e, ok. Deci am creat un nou plan, da? Și acum mai dau ăsta. Da, selectez ultimul sketch. Îi dau cut. Și selectez planul pe care l-am creat, up to plane. Da? Îi zic că e planul ăsta. Da? Dau ok. Și am făcut așa ca un dinte, da? Mă duc din nou să-l văd din față. Da? Și acum selectez pocket-ul, îi dau din nou pattern circular, da? Îi dau, selectez suprafața asta, reference element ăsta, da? Îi zic că este coroană completă. Ok? Da, și am făcut o roată din țeată, da? Acum nu vreau, vreau să-l văd plin. Nu chiar așa. Așa, vreau cu contur. Da? Deci acum ați făcut chiar o piesă destul de complicată. Da? Același lucru putem să facem și aici, dacă vrem. Da, un angrenaj. Salvăm. Hai să facem drafting-ul. Da. Dăm toate 6 vederile de data asta. Vreți să vă dau un exemplu de arbore să faceți? Adică voi să vă dau un... Da. Să salvez și ăsta. Ok. Luăm vederea asta. Da. Ce? Nu, o să vă dau un model imediat. View, section. Da, prin care vrei tu. Bine, ar fi bine să le exersezi pe toate, da? Deci să trec din ăsta, prin centru și prin ăsta, da? Da. Vreau să fac, da, o secțiune. Da. Deci data asta am făcut o secțiune de asta prin arbore, da. Ok, să salvăm.
Da, am salvat și...